Bună seara, bun regăsit în centrul atenției. Sunt Bogdan Papacostea. Discutăm știrile zilei și ar trebui să începem, mi se pare important, cu o știre de la Sunwaves din Olimp, acolo unde au fost săltați și sunt acum interogați mai mulți traficanți de droguri. Este un festival, a fost între 15 și 20 septembrie, festival de muzică techno, rave, cum o fi ea. Cert este că acolo sunt destul de mulți din cei care vând droguri și, desigur, din cei care cumpără droguri. Ce ne spune știrea? Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Serviciul Antidrog, au desfășurat acțiuni la un festival de muzică electronică organizat într-o stațiune din județul Constanța, Sunwaves la Olimp. Au fost întocmite mai multe dosare penale, au fost efectuate percheziții domiciliare, 23 de persoane sunt cercetate și 2 sunt arestate. Polițiștii au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de trafic de droguri de risc mare și mare risc. În urma activităților au fost descoperite și ridicate 126 de comprimate de ecstasy, 46 de grame de cocaină, 42 de grame de psilocine, adică ciupercuțe halucinogene, 94 de grame de cannabis, 8 grame și 2 doze de amfetamină, 6 grame MDMA și o doză de ketamină. Altul, pe nume Thunder, a fost prins în flagrant în timp ce vindea astfel de droguri de risc și mare risc. La fel și el cu diverse pastile și alte ciuperci. Bun, stimați respectatori, asta pare să nu mai fie o știre chiar atât de șocantă. Nu-i așa? În ultima vreme suntem obișnuiți cu astfel de informații care vin dinspre festivaluri, dar mai ales de acolo, pentru că acolo este și concentrare mai mare de poliție. Dar vedem că sunt copiile de 12, 14, 17 ani care nici măcar n-au carne de conducere, dar sub influența substanțelor conduc, fac accidente, etc. Tineri răniți în autoturismul în care se aflau, se drogau și s-au răsturnat și așa mai departe. N astfel de povești, dar desigur puține. Astea sunt doar cele mai, să spunem, șocante. Dar sunt multe, multe povești care nu ajung la conștiința publicului larg. Ce înseamnă aceste povești? Ce sunt aceste povești? Poveștile sunt despre adolescenții și tinerii din România care au, se pare, acces neîngrădit la droguri. Pot să-și cumpere substanțe psihoactive oricând, de oriunde și probabil la un preț, nu știu, pipărat, ieftine, cum ar fi. Cert este că au acces. Asta este o chestiune foarte importantă. O altă chestiune importantă este că acești tineri par să nu fie puși în gardă cu privire la pericolele pe care le reprezintă aceste substanțe. Sunt cool, sunt la modă, își găsesc o formă de reprezentare, o formă de validare în fața colegilor lor. Am tras, am făcut, e o mândrie să fac asta și iată, ajungi și în situații din cele mai nenorocite sau ajungi chiar la tragedii. Să sfârșească din cauza unei supradoze sau într-un accident provocat de riscuri asumate sub influența drogurilor, etc. Așadar, în România copiii au acces din ce în ce mai facil la droguri și în România copiii par să fie din ce în ce mai puțin informați cu privire la drogurile de risc și de mare risc. Ce se întâmplă sau încotro trebuie să ne uităm în toată această ecuație atât de dezastruoasă pentru tinerii români? Păi trebuie să ne uităm în primul rând înspre familii. Familiile sunt primele care ar trebui să le dea copiilor informații de bază, care ar trebui să îi sfătuiască, ar trebui să, nu știu, poate eventual să îi pedepsească, ar trebui să îi educe în privința acestor substanțe atât de nocive. Dar sunt părinți de, mă rog, oameni în toată firea de 40 de ani care au copii adolescenți, 45-50 de ani care au copii adolescenți și care nu știu ce-i cu aceste substanțe, ei n-au auzit cum se folosește o substanță sau alta, nu înțeleg ce efect au aceste substanțe și dacă li se spune că, de exemplu, copilul lor fumează iarbă, ei nici nu știu despre ce-i vorba. Lor li se pare că a luat copilul iarbă de pe marginea drumului și pur și simplu o fumează. Sunt, deci, complet ignoranți. Există astfel de fenomene, dar copiii lor sunt consumatori. De ce sunt consumatori? Este o cauză asta. Părinții sunt complet ignoranți, rupți complet de realitate, nu știu ce se întâmplă în jurul lor, nu interesează, iar copiilor ajung victimele ignoranței părinților. Așadar, pe de-o parte avem familia. Pe partea cealaltă avem, bineînțeles, școala. Dar școala câte să facă? Îi se cere școlii să le facă copiilor educație financiară. Unde să bage și orele astea?
Îi se cere școlii să le facă acestor copii și educație cu privire la substanțe psihoactive și droguri de risc și mare risc. Când să facă asta școala? Că sunt deja destule ore cu română, matematică, chimie, geografie, fizică, etc. Și e bine că sunt. Dar unde să mai strecoare într-o programă deja încărcată și aceste informații? Bine, mai vine din când în când câte un domn de la antidrog și spune câte ceva, dar vă dați seama că asta este o picătură într-un ocean de ignoranță. Și apoi este statul român, care e completamente sau pare să fie completamente dezarmat pe această temă. Poliția antidrog sau, mă rog, secția antidrog este o chestie pipernicită, nici pe departe atât de bine finanțată și dotată cum ar trebui să fie, aproape că nu există. Nu există niciun fel de prezență reală, doar la aceste festivaluri mai apar, pentru că la festivalul Saga astăvară a murit un tânăr și a ieșit mare deranj, mare scandal atunci. Și de atunci statul are grijă să trimită instituțiile și să facă arestări sau, mă rog, să apară astfel de știri care ne arată că statul e implicat, dar în realitate statul este prea puțin implicat. Pentru că dacă statul ar fi mai implicat, atunci cu siguranță acești tineri nu ar avea acces facil la substanțele psihoactive. Statul ar putea fi mai inteligent, cu strategii ceva mai bune. Și nu e doar asta, stimați spectatori, că nu e vorba doar despre un fenomen pe care îl stârpești cu forța. Aici trebuie să vii și cu măsuri care să completeze situații în care copilul a ajuns în stare de dependență. Familiile sunt realmente, în cele mai multe cazuri, puse într-o situație imposibilă. Dacă au un copil minor care folosește astfel de substanțe, nu-l pot interna la spitalul de psihiatrie, pentru că nu-i major. Și atunci n-au cum să-l interneze. Nu pot să-l ducă la o clinică de dezintoxicare sau în anumite condiții, dacă ajunge copilul să facă o criză psihotică, în anumite condiții se poate întâmpla asta. Alminter nu. Și părinții se văd puși în fața unei situații pe care nu știu cum să o gestioneze. Copilul nu este pur și simplu controlabil și nu se poate face nimic în privința asta. Așadar, statul român ar trebui să vină și să completeze măsurile coercitive, care și alea sunt neconvingătoare și prea puține, să completeze măsurile coercitive și cu ceva măsuri de susținere a tinerilor, adolescenți și tineri și familiilor acestora în fața flagelului. Tinerii trebuie reintegrați, trebuie reobișnuiți cu normalitatea și așa mai departe. Așadar, suntem în România, în acest moment se pare, puși în fața unui fenomen de necontrolat. Nimeni nu este capabil să-l controleze. Școala nu are această misiune, are altă misiune și e în regulă așa. Părinții nu se pricep, nu știu, nu sunt interesați și când îi lovește cu tremurul, nu știu cum să reacționeze, iar statul român este ca întotdeauna cam dezinteresat de problemele cetățenilor săi. Statul e interesat de cu totul alte povești. Dar flagelul drogurilor, că ne întoarcem la asta, este realmente o mare problemă în România. Și pe lângă asta, desigur, avem păcănelele, iarăși un flagel, și avem, desigur, și alte nenorociri. Dar astea sunt, la ordinea zilei, sunt cele mai răspândite și cele mai puternice. Așadar, ne întoarcem la Sunwaves. Au fost cercetați, arestați câțiva pe acolo, prea puțin, pentru ce înseamnă în acest moment fenomenul drogurilor în România. Este realmente o problemă de care nimeni nu pare să fie conștient, de care nimeni nu se ocupă și care este complet ieșită de sub radarul sau din zona de interes a statului român. Sigur că avem niște agenții antidrog, sigur că avem pe aici pe acolo un interes, dar prea puțin, mult prea puțin. Se întâmplă în România, stimați spectatori, și dacă vi se pare că e departe fenomenul de dumneavoastră, e suficient să vă uitați la tinerii de pe stradă, la vecinii dumneavoastră, să știți că statistic vorbind, probabilistic vorbind, se poate întâmpla ca inclusiv vecinul din ușă-nușă cu dumneavoastră să aibă astfel de probleme. Este un subiect care, din păcate, nu face presa zilnică, nu ajunge la urechile noastre decât dacă se întâmplă o nenorocire majoră, accidente, nenorociri. Dar suferința asta tăcută a familiilor care nu știu cum să-și gestioneze astfel de situații și a copiilor care cad victimă traficanților, despre asta nu se vorbește aproape niciodată, se pare că nu e destul de interesant. Dar se trăiește asta în România în fiecare zi și sunt sigur că mulți din cei care ascultați acum emisiunea ați trecut sau ați auzit de cineva care a trecut printr-o astfel de situație. Dacă credeți că este cazul, sunați și povestiți-ne ce ați făcut și cum ați trecut de o astfel de cumpănă. Putem să-i zicem chiar în felul ăsta. Stimați telespectatori, pentru că vorbim despre copii și despre ce li se mai întâmplă,
Haideți să menționăm și un studiu realizat recent în legătură cu influența pe care ecranul telefonului mobil o are asupra copiilor. Este un studiu interesant. Știm că ecranele nu le fac bine copiilor, că ar fi bine să-i ținem departe de ecrane, de tehnologie, cel puțin până la o vârstă destul de înaintată încât creierul lor să se dezvolte armonios, fără să fie prăjit de de aparatură. Dar acest studiu recent ne spune că, iată, expunerea la lumina albastră prin utilizarea regulată a tabletelor și a smartphone-urilor poate modifica nivelurile hormonale, astfel încât pubertatea se poate instala mai devreme. Foarte interesantă ideea. Bună seara, vă ascult, sunteți în direct. Bună seara, domnul Bogdan. Vă rog. Vreau să punctez 3 puncte cu ciolacul, cu primarul gospodar și cu salvarea. Așa, spuneți. Ciolacul, eu cred că este, dumneavoastră ați vorbit despre droguri. Eu cred că are halucinații acest om. L-am văzut la televizor, a avut o întâlnire în sudul țării, la Giurgiu sau la Călăraș, nu știu, unde pe acolo, și era și Nea Paul acolo, poate ați văzut și dumneavoastră. Nea Paul, Stănescu. Paul Stănescu, așa. Primul județ, adică județul lui Olt, a obținut la vot 51%. Și se ruga de cetățenii ăștia din Giurgiu, din Călăraș, să facă și ei o campanie ca să obțină tot așa vreo 55% pentru PSD și tot se învârtea și tot așa de vesel și atâta zâmbet pe el că parcă în țara asta totul merge perfect, domnule, așa. Eu cred că unii zice, vai ce frumos vorbește omul ăsta, vai ce om. Și deci ce să mai... Spuneți că pare cam rupt de realitate, nu-i așa? Că e în lumea lui fericită. Da, și nu... Deci el nu vede cum o duc oamenii, cât de greu este pentru poporul român. Așa. Și punctul 2, referitor la primari. Am văzut primar din Ardeal, de exemplu, în Buziaș. Acolo era vorba de o piață. A venit o doamnă din străinătate și atât de mult s-a mirat și s-a uitat așa și zicea, Doamne, zice, când am plecat, piața asta era o ruină aici. Și uitați ce este acum. Deci, pavajul, aleea pe care mergea era așa mai largă, cu bănci, cu copaci pe marginea bănci, pe lângă bancă și a filmat femeia și s-a lăudat. Zice, n-am văzut în viața mea așa ceva, așa de frumos, la Buziaș. După aia, eu am fost la Târgu Frumos, lângă Piatra, da, Neamț. De aia se numește și Târgu Frumos. Și am zis, hai să trec și pe la Târgu Frumos. Ea este o localitate cu 16.000 de locuitori și ce are o străduță, în mijlocul care este centru. Și intru în piață. Când am văzut ce piață are la Târgu Frumos, am zis, Doamne, ce e aici? Și m-am dus să mă spăl pe mâini și vine un cetățean și eu și-i dau bună ziua, vorbesc cu el și zic, domnule, dar ce piață frumoasă aveți aici, ce curățenie, ce ordine, ce marfă ca lumea. Și el zice, păi eu sunt administrator. Și era ora 16 aproape. Și zic, cum, domnule, ce faci dumneata aici la ora 16, domnule? Cum poți să-ți permiți să stai? Eu am glumit cu el. Cum poți să-ți permiți, domnule, să stai? Că la Constanța avea că a început treaba la 9, la 10 a plecat. Și deodată stai la ora 16 aici. Păi da, domnule, eu urmăresc să nu fumeze înăuntru, să nu vină țiganii să facă miserii și tot așa. Și la noi, la Constanța, piața Griviții... Să nu vină cetățenii care pot să creeze agitație, să zicem. Așa, spuneți mai departe. Și la noi, la Constanța, domnule, am crezut ultima dată, acum 4 ani sau 5 ani, nu știu, să fie 6 ani poate, când a făcut o bază, le-a zis că face piața, Doamne, zic, să vezi ce o să fac cu omul ăsta. Domnule, n-a făcut nimic, domnul Bogdan, deci și rampa aia care intră acolo, o bordură înaltă, când treci, așa, atât de îngustă, că se obișnuiește toată Constanța, văd toate rampele astea, și la trotuare, și la piață, și peste tot. Sunt făcute de formă, n-ai cum să le folosești propriu-zis. Înguste, așa, deci nu poți să treci, domnule. Mai pune și unul mașina acolo în față, nu poți să treci, așa, și zic, Doamne, și la Târgu Frumos, o piață extraordinară, după aceea la Runcu, un primar la Runcu, acum ieri am văzut, duminică, așa, la România te iubesc, am văzut, primar care a făcut,
are 4 mandate și așa, și zice, domnule, eu lucrez, de-aia zicea comuna asta arată așa frumos, pentru că eu o oră jumate stau la primărie, iar restul stau acolo, mă duc pe șantier, acolo unde se lucrează, unde se face podul, unde se face strada, unde se face parcul, tot. Dar la noi, omul ăla cred că a luat exemplu de la Piedone. Piedone, bucovineanul ăsta, așa, care săracul de el a ajuns acolo și nu trebuia, așa, Piedone, deci din totdeauna el a fost așa, nu acum, ultima dată când a intrat el la Zuhaus acolo. Întotdeauna a fost un om gospodar și tot așa spunea, și de nu stau în primărie, domnule. Și lua telefonul, cred că ați văzut emisiuni multe cu Piedone, când lua telefonul și zicea, directorul, domnul director, ia vină cu așa două taraba aici pentru baba asta, tot așa. Bun. Și, deci, ultima problemă, acum cu salvarea. A căzut salvarea aia în groapa aia acolo la Dacia, așa? Da. Și vinovat este primarul, domnule, vinovat e primarul. Eu, de mulți ani, de când șoferul este de pe bascul, de pe ambulanțe, eu am zis așa, domnule, și eu am avut permis de conduce și mai am, dar nu mai circul acum, circul cu bicicleta. Așa, de-aia văd totul. Și, deci, dacă... De ce nu oprește acest șofer de ambulanță? Când ajunge la intersecții, nu-i trebuie decât 10 secunde. 10 secunde să se uite un picuț așa și dacă vede ceva, frânează el. Să se asigure, nu? Și să ferește de accident de asta. Să ajungi tu cu ambulanța în groapa aia cu roțele în sus, Dumnezeule. Deci nu știu, dar e ceva. Și după aceea n-a băgat frica în șofer, să zică șoferul de fii atent aceea când te-am angajat. Deci dacă faci accident și asta, plătești paguba. Plătești mașina întreagă. Te pun să o plătești, atunci nu se mai întâmplă așa ceva. Așa. Și tot așa, deci când aud pe toți acolo, zice, păi primarul e de vină. Noi avem atâția viceprimari, o gașcă de viceprimari. N-am văzut niciunul pe șantier, pe undeva. Și mai am ultima problemă care mi-am amintit acum. Țevele care se pun alea de pe Lăpușneanu, țevele alea de termoficare. Da, da. Ale de termoficare, m-am oprit acolo să văd ce se întâmplă, așa. Deci, sudura aceea, țineți minte ce vă spun acum, că am mai spus niște chestii și s-au întâmplat. Peste câțiva ani, sudura aceea cedează din cauza că omul ăla, cu salopetă, cu căldura de 40 de grade, căldura de la sudură și aia, el nu poate să facă o sudură de calitate. O sudură garantată, care eu nu sunt viceprimar, sunt un cetățean priceput. Și, deci, sudura aia, azi sudezi țevele și a doua zi vii din nou și mai dai o sudură. Da. Mai dai o sudură. Nu mă pricep, atunci, nu știu dacă poate fi o soluție. Garantată. Este garantată sudura aia și se face treabă gospodărească. Dar nu, la noi se ceartă și ce mai, vă spun, niciun lucru nu este făcut ca lumea. Cu atâția viceprimari, cu atâția, sunt în primărie sute de oameni care au fost în primărie de câteva ori, așa, și am intrat să vedeți cum și-a pus pe ușă program că de la ora 10 la 1, de la 10 la 1, program cu cetățenii. Eu am ajuns la ora 13:10, am ajuns acolo, 13:05, cam așa era, și când ajung la poarta, are gardian acolo, așa, doamna aia cu zăvor, are zăvor, nu poți intra nicăieri așa în primărie pe oriunde. Și zice, păi nu, domnule, până la ora 13, zic, dar acum trebuie să mai fie cineva până la 3:30, 4, până la 4. Nu, domnule, că deci numai nu a zis că de la primărie începe programul dimineața târziu și se termină dimineața de vreme. Asta este în primăria noastră. Deci, nu știu, moldoveni da. Și oltenii, deci oltenii 50%, 51% la Olt, sunt primii din țară care au votat cel mai mult PSD-ul. Vă salut, da. Sănătate! Seară bună! Ați spus atât de multe lucruri, stimate telespectatori, încât nu știu de unde să o apuc. Pot să spun însă că, da, se poate mai bine în Constanța, vrem să fie mai bine, vedem cum tot orașul este răscolit, și uneori această răscolire pare să n-aibă niciun sens. Și mă refer la cele mai de acum vechi șanțuri, alea săpate pe Bulevardul Aurel Vlaicu în zona CET, care sunt frumos îngrădite cu niște garduri de protecție, săpate acum, cred, 4 luni.
sau mai bine de atât, și unde nu se vede nicio mișcare, nu este nimeni acolo. De ce s-a făcut această... Am înțeles, poate că e nevoie să debuteze lucrarea ca să se încaseze ceva bani de pe undeva. Dar, domnule, să debuteze lucrarea mai târziu, mai aproape de începerea efectivă a muncii. Pentru că, eu ce să înțeleg, Constanțean fiind și care trec în fiecare zi pe acolo, că lumea e razna, că lumea e nebună, că lumea nu face ce trebuie niciodată. S-a săpat în mijlocul bulevardului și aliluia, aia e. Cât va dura până când se va rezolva ce-i de rezolvat acolo? Păi, habar n-avem. De 4 luni nu mișcă nimic. Și de câte ori vedem o decopertare din asta și că vedem că se scot conducte, păi ne apropiem, suntem aproape de octombrie. În noiembrie vine vâjul, vine frigul. Trebuie să pornească agentul termic. Păi credeți că o să sudeze și o să, așa cum ziceți dumneavoastră, bine, și o să bage țevii de alea și o să le acopere și tot o să fie ok până la 1 noiembrie sau până la 15 noiembrie? Nici nu-mi vine să mă gândesc la asta. Dar n-avem apă caldă în Constanța de câte săptămâni? Nici le-am pierdut numărul. În curând nu mai e nici apă rece. Păi trebuie să ne uităm înspre cineva, nu? Când vorbim despre Raja sau Radeț sau electrocentrale, etc., astea sunt niște entități așa nepersonale, depersonalizate, impersonale. Și vrem să vedem o persoană care să răspunde. Ei bine, primarul este persoana care răspunde pentru toate astea pe bună dreptate sau nu. Dar e clar că nemulțumirile spre el sunt îndreptate. Bună seara, vă ascult, sunteți în direct. Bună seara, cu deosebit respect, domnul Papacostea. Referitor la problema cu drogurile. Cum ajung drogurile din Sud America până la poarta școlii, până în curtea școlii? Întrebare. Și de vină sunt autoritățile statului care primesc salarii mari și nu-și fac datoria. Și da. Am un mesaj pentru ei să vă fie rușine nesimțiților. Punct. Seară bună vă doresc. Seară bună. Un mesaj potrivit cu situația, așa este. Nici nu mai este prea mult de comentat. Vedem urmările faptului că oamenii nu-și fac treaba. Dar dacă întrebăm de ce nu-și fac treaba, vor spune, sau mă rog, vor avea justificări clare. Nu avem cu ce, nu avem cu cine, avem niște birouri amărâte, nici nu avem pe ce să scriem rapoartele, nu suntem dotați. De ce statul român nu este dotat pe această temă și de ce atâtea familii din România trebuie să sufere din acest motiv? Pentru că drogurile sunt prea disponibile. Păi pe cine să întrebăm? Cine să-i alerge pe aia cu drogurile? Directorii de școli? Cine să-i alerge? Părinții și bunicii? Sau autoritatea statului? Ca autoritatea statului, asta face, asta e treaba ei. Bun. Dar să nu revenim la problema drogurilor, sau revenim dacă este cazul, dar deocamdată să rămânem la o adresă Raja, care spune că mâine, 21.09.2022, și în primele ore ale zilei 22.09.2022 va fi afectată activitatea unor unități de învățământ din municipiul Constanța și din localitățile limitrofe, Cumpăna, Lazu, Agigea, Eforie, Nord, Techirghiol, ca urmare a efectuării unor lucrări la rețelele de distribuție a apei. Așadar, școli care vor fi afectate de întreruperea apei. Nu apă la WC-uri, nu apă de spălat pe mâini, în general, deci nu apă. În urma centralizării informațiilor transmise către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, de către directori, 49 de unități de învățământ aflate în zonele în care se vor efectua aceste lucrări au luat măsuri precum asigurarea rezervelor de apă necesare, reducerea programului școlar, o singură unitate de învățământ n-a reușit până în acest moment să ia măsurile necesare, urmând să transmită hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la organizarea activității în perioada mai sus menționată. De asemenea, DSP, Constanța, a solicitat să transmitem către toate unitățile de învățământ afectate de întreruperea furnizării apei măsuri precum copiii și elevii să fie anunțați să vină în unitățile de învățământ cu sticle de apă individuale de apă potabilă. Astăzi, 20.09.2022, să se intensifice măsurile de curățenie, spălare și dezinfectare a tuturor spațiilor. De asemenea, să se efectueze strict și corect triajul epidemiologic al elevilor. În comunicare au fost și niște confuzii. Se pare că anumiți directori sau poate un singur director de la o școală a gândit că în această situație ar putea să treacă din nou cursurile în online. Dar să știți, dragi elevi, care eventual ați fost anunțați că intrați în online pentru că se închide apa la școala voastră,
Nu se întâmplă asta, se intră în online doar în stare de alertă epidemiologică și nu este cazul, nu-i stare de alertă. Deci, mâine vor merge la școală, clasic, toți elevii, inclusiv în școlile care n-au apă, pentru că asta este situația. Deci dacă ați fost anunțați la vreo școală altceva, să știți că nu-i valabil, nu se face online pentru că n-aveți apă la școală. Astea sunt informații primite recent de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Este bine de știut, este bine de aplicat, este important. Dar pentru că suntem la elevi și ce mai fac elevii și ce mai suferă elevii, haideți să vedem o știre pregătită de colegii mei despre o elevă care dă Ministerul Educației în judecată și bine face în judecată pe măsura, pe subiectul burselor care nu se mai dau, care lipsesc. Haideți să vedem știrea împreună. Decizia Ministrului Educației de a retrage bursele elevilor care învață în altă localitate decât cea de domiciliu a revoltat-o pe Ioana, o elevă a Colegiului Național Mihai Eminescu din Constanța. Nemulțumită și de faptul că i-a fost retrasă bursa care acoperea o parte din costul transportului lunar, aceasta a decis să trimită o solicitare către Instituția Avocatului Poporului pentru a iniția o acțiune în instanță împotriva ordinului. Suma de 360 de lei lunară pe care mama mea trebuie să o dea pentru transport nu ne este atât de la îndemână, deci nu stăm foarte bine financiar și acea bursă de 200 de lei acoperea mai mult de jumătate din cheltuieli. Ioana are 17 ani și face zilnic naveta din comuna Gigea până la Constanța. Banii pe care trebuia să-i dea pe transport nu sunt de neglijat în cazul familiei tinerei, ca de altfel în multe alte familii. Abonamentul lunar costă 360 de lei pe lună, însă în cazul ei suma se triplează pentru că atât mama cât și fratele ei fac naveta. Suma aceea, în cazul familiei mele, se și triplează, frații mei mergând de asemenea la școală, mama mea fiind educatoare, nu are un salariu atât de mare și este greu să acopere cheltuieli care ar veni peste 1000 de lei lunar. Eu trebuie să dau 360 de lei lunar din Agigea către Constanța. Bursa era 200 de lei pe lună, deci mama mea trebuia să mai acopere 160 de lei, însă acum, nemai luând bursă, trebuie să acopere suma întreagă. Asociația Elevilor din Constanța a făcut public modelul de cerere făcut de Ioana pentru ca tot mai mulți elevi care se simt nedreptățiți de faptul că li s-a oprit bursa să poată completa și trimite la rândul lor către Avocatul Poporului. Deja mai mulți elevi au făcut acest lucru. Am ajutat-o cu redactarea documentelor necesare și considerăm că este mai mult decât necesar ca orice elev care se află în situația Ioanei să completeze și să trimită o astfel de cerere dacă dorește să-și primească înapoi bursa. Și încurajăm orice elev să facă același lucru pe care l-a făcut și Ioana, tocmai de asta modelul de solicitare pe care l-a trimis Ioana l-am făcut și public ca orice elev să poată să completeze. De asemenea, elevii constanțeni sunt nemulțumiți de faptul că Ministerul Educației nu asigură plata transportului pentru elevii navetiși, susține Asociația Elevilor Constanța. Ministerul Educației nu asigură plata niciunui transport, nu asigură de un an strict din vina Ministerului Educației, nu a pus în bugetul de stat bani pentru transportul gratuit al elevilor și Ministerul Educației a anunțat și o ordonanță de urgență prin care dorește din nou să nu asigure acest transport gratuit al elevilor. Județul Constanța are printre cele mai mari tarife în ceea ce privește transportul public între localități alături de Suceava. Sorin Câmpeanu a declarat săptămâna trecută că pentru județele cu tarife mari, alocația forfetară ar putea să crească cu 50%. Concret, suma pornește de la 50 de lei pentru primii 3 kilometri, iar la fiecare kilometru se adaugă 5 lei. Momentan nu se știe când urmează să primească acești bani elevii. Între timp, stimați telespectatori, mari oameni politici locali trec la mari, mai degrabă medii, investiții. Vă mai amintiți de marele, renumitul hotel BTT, hotelul Tineretului, care în paragină, părăsit în paragină, e dezastru zona aia. E bine, se pare că Felix Troie, sau mă rog, firma Dacia Tour, ca să fim mai direcți, a început lucrările de reabilitare a terasei și restaurantului de la parterul hotelului Tineretului din centrul vechi al Constanței, o zonă care ne-a făcut de rușine toată vara și vara asta și vara trecută și de ani încoace, pentru că este probabil cea mai murdară, cea mai jegoasă, cea mai decrepită din tot centrul vechi. Hotelul BTT oricum arată ca o carie, ca o măsea stricată, dar la parter acolo era dezastrul maxim. Se pare că au început niște lucrări, Doamne ajută, să le facă în timp util și să arate și zona aia relativ bine. E rușinos că, nu-i așa, marele Felix Troie are o contribuție atât de însemnată la urățirea orașului într-un mod atât de punctual. Bineînțeles că despre altele se poate discuta oricum.
Deși fostul BTT are nevoie de reparații capitale, citim pe dobrogealife.ro, șeful PSD Constanța a făcut demersuri doar pentru renovarea pergolei, terasei și restaurantului, nu pentru hotelul în sine. În registrul certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire a primăriei Constanța nu figurează niciun demers care să indice că parlamentarul intenționează să renoveze și hotelul. În autorizația obținută de primăria Constanța se menționează că, deși beneficiarul investiției este Dacia Tur, lucrările sunt destinate firmei Kong BTT, care cel mai probabil va amenaja un nou local la parterul clădirii degradate. Ipoteza este susținută și de faptul că administratorul firmei pentru care se realizează lucrarea este proprietarul cluburilor, niște cluburi, mă rog. Hotelul BTT, cu o capacitate de 148 de locuri de cazare, a intrat în posesia lui Felix Troie și Ion Dumitrache, șeful PSD pe municipiu, în urmă cu 23 de ani, când l-au preluat de la Fundația Județeană pentru Tineret, printr-o serie de manevre care, desigur, au rămas îngropate în timp. Afaceri serioase la noi în oraș. Un hotel luat de doi oameni importanți, care mai cer și voturi, care au funcții importante, dar nici nu contează că fac asta. Important este că au susținători, au votanți, sunt oameni care, hipnotizați, se duc în urma lor și pun ștampila unde aceștia le indică. Nu se întreabă cum s-au făcut marile averi. Stimați telespectatori, nu mai discutăm despre aceste chestiuni și după o scurtă pauză ce urmează și tot atunci, pentru că m-a inspirat domnul care a sunat, care a dat primul telefon în emisiune, vorbim despre cât de rupți de realitate sunt cei mai importanți comunicatori din PSD și din PNL. Țara are probleme serioase, dar comunicatorii, adică aia care transmit mesaje de obicei din partea partidelor, sunt pe cu tot o altă planetă. De aia îl înțelegem și pe Ciolacu, de ce pare așa de plecat, pur și simplu, după câteva minute. Ionuț Troie este deputat în Parlamentul României, fost ministru, actualmente purtător de cuvânt al PNL. Dacă te uiți pe pagina sa de Facebook, scrie digi24.ro, ai putea crede că omul face mai degrabă parte din casa regală a Marii Britanii sau din cea a Spaniei. În orice caz, nimic nu pare să sugereze că omul reprezintă interesele legătorilor din Dolj. Zilele trecute, Ionuț Troie se fotografia împreună cu soția la o masă opulentă dintr-o grădină, înconjurați de câteva pahare cu șampanie și foarte multe dulciuri sau produse fine de patiserie. Așa ne-am trezit în dimineața asta, puncte-puncte, la mulți ani nouă, scrie șăgalnic Ionuț Troie. La explicația foto, câteva zile mai devreme se fotografia jucând rugby în curtea unei case pe gazon, iar prin vară se lăsa surprins alături de un prieten în marina de la Royal Irish Yacht Club din Dublin. Multe dintre fotografiile comunicatorului PNL pe pagina sa de socializare Facebook sunt împreună cu soția prin diverse locuri exotice din lume, iar explicațiile foto sunt adesea scrise în limba engleză. Acum am putea spune, da, domnule, dar ăsta e om, e pagina lui personală, ce treabă avem noi cu faptul, domnule, când ești om politic, persoană publică, nu mai ești tu și atât, nu mai ești tu cu pagina ta personală, ești persoană publică, s-a terminat cu chestii personale. Dar aici vedem ciocoismul, cum să-i spunem altfel, parvenitismul acestor săraci care s-au îmbogățit mai repede decât prevede legea, decât e firesc. Și asta se vede în fiecare din postările lor, în fiecare din prezențele lor publice. Alina Gorghiu, care e alt comunicator important al PNL, ea ocupă funcția de președinte al Senatului României. Asta înseamnă că dacă se întâmplă ceva cu președintele Iohannis, Gorghiu va prelua ca interimar atribuțiile de șef al statului. Din poziția de numărul 2 în statul român, Gorghiu nu dă nici prea multe semne că e interesată de agenda politică din România. Pe pagina ei de Facebook, Gorghiu pare că e mult mai interesată de evenimente publice, gen târguri, serbări sau deschideri de an școlar. Aici, știți, e și interesul, e și capacitatea, până la urmă, atât poate, atât duce. În care de obicei se îmbracă cu ie românească, iar atunci când nu se îmbracă în ie, Alina Gorghiu pune pe ea tot felul de obiecte vestimentare cu mesaj, cum ar fi hanoracul cu inscripția Not your doll, nu sunt păpușa ta, sau jachete de schi branduite Moncler, brand de lux. O jachetă de la acest brand poate să coste chiar și 2000 de euro bucata. Zilele trecute, Alina Gorghiu, îmbrăcată într-o jachetă care aducea indienii apași, se fotografia în preajma unor bucăți de brânză telemea sau de burduf la un răvășitul oilor de la Câmpul Lung Mușcel.
Alina Gorghiu a anunțat ieri totuși că instituția pe care o conduce va face o achiziție de panouri fotovoltaice pentru a reduce atât consumul, astfel consumul de energie electrică. De partea cealaltă, la PSD, lucrurile sunt un pic mai haotice din punct de vedere al comunicatorilor de partid, pentru că ăștia au și probleme cu gramatica. Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Ștefan Oprea, pe numele său, este un personaj foarte puțin cunoscut în spațiul public din România, are ieșiri publice foarte rare. Predecesorul său în funcție, Lucian Romașcanu, avea să fie demis din această poziție în urmă cu 2 ani, după ce a avut o ieșire nervoasă la adresa presei, cred că ne mai amintim de asta, aflați la adresa jurnaliștilor aflați la sediul PSD, dar nu mai citez ce a zis, că a zis ceva foarte colorat. Printre cei mai activi comunicatori ai PSD sunt Ciolacu, Gabriela Firea și Sorin Grindeanu. Dintre toți liderii partidului, Gabriela Firea pare cea mai interesată de comunicarea prin intermediul rețelelor de socializare. De altfel, este unul dintre foarte puținii comunicatori de partid care se folosește în activitatea de zi cu zi de serviciile unui fotograf profesionist, așadar nicio poză de a Gabrielei Firea nu scapă fără ca ea să o fi, să nu spunem, cenzurat, ci verificat și care să-i fi dat CTC-ul înainte. Gabriela Firea mai scapă totuși destul de des, de altfel și fotografii personale sau texte cu caracter religios. Sunt numeroase imagini cu ea de la anunți sau botezuri ale apropiaților familiei, dar și din vacanțe în locuri cu mulți palmieri. Drăguța doamna Firea, care este și poetă, dacă nu știați sau dacă ați uitat, Zărpălate, că e unul dintre numele, dintre substantivele care o caracterizează sau care, cu care se autocaracterizează într-o poezie de-a domniei sale. Vasile Dâncu este ministru al apărării și la partid este președintele Consiliului Național, dar se pare el nu pomenește deloc PSD în postările domniei sale. Întotdeauna a avut poziția asta de extra, de tânără speranță care va salva, va reforma, etc. PSD-ul. Se pare că el continuă să creadă în această ipoteză și, iată, nu se asociază cu PSD pe pagina domniei sale de Facebook. Doina Fedorović de la PSD este o doamnă care iubește mult florile. Pe paginile sale de Facebook apar mereu fotografii în care ea este înconjurată de flori. E în copac, e sub copac, este lângă copac, este între flori. Balcoane cu flori, în curtea cu floria bisericilor și tot așa. Ce înțelegem noi, stimați telespectatori, din această prezentare? Înțelegem că ceea ce pot fi numiți comunicatorii partidelor aflate la guvernare, sunt realmente în lumea lor, cu botezuri, cu nunii, cu alte cumetrii, cu ce s-o mai nimeri, bineînțeles, cu mesaje inteligente, not your doll, you wish, ar spune cineva, desigur, știe cine, și altele din aceeași categorie. Avem noi, cum să spun, avem pretenții, știți, să știe ăștia ce se întâmplă. Păi ăștia îmbrăcați în geci Moncler și care plutesc în valuri de croasante. Ce să faci cu ăștia? De unde să-i scoți? Ei sunt plecați pe altă planetă. Ei n-au treabă cu România profundă, cu România care suferă de sărăcie din aia cruntă, care se bucură că primește un voucher de 50 de dolari, de euro, odată la 2 luni și cu banii ei reușește să supraviețuiască. România care poate e scufundată în alcool sau în droguri și nu știe cum să iasă din ele. Cu România care trebuie să-și măsoare mililitrii pe care îi pune la pompa de benzină sau motorină pentru că prețurile au urcat la cer. Oamenii ăștia n-au treabă cu așa ceva. Ei sunt în cu totul alte sfere, dar nu e o problemă, oamenii revin, se teleportează din sferele lor, ținându-se de nas, e adevărat, în perioadele electorale, după care se teleportează înapoi fără niciun fel de problemă. Între timp, ca să dea impresia că scena politică ar fi cumva reală și nu este doar o ficțiune, nu este doar o proiecție, continuă seria de contre, de dat la joale pe deasupra mesei între Virgil Popescu, ministrul energiei, și cei de la PSD. Dacă vă amintiți, ieri Virgil Popescu se ruga de instituțiile controlate de PSD să aibă grijă și de consumatori, să se ocupe și protecția consumatorului și a NRE, să nu mai crească facturile așa șocant și spectaculos și să etc. După ce a aruncat pisicuța în curtea PSD-ului, PSD se întoarce și replică. Noi ne uităm, eu cel puțin mă uit la replicile astea, cu un amuzament amar. Pentru că îmi dau seama, asta este doar o joacă pentru noi, telespectatorii, pentru noi, martorii, ca să avem impresia că, uite, ăștia de la PSD și PNL chiar
au o tensiune acolo între ei și ei din tensiunile astea poate vor da ceva, vor scoate ceva bun pentru țară. Ei au perspective diferite și lucrează, dar nu ne mai imaginăm că se întâmplă așa. Nu e așa, nu mai suntem atât de naivi. Băieții lucrează sincron, sunt buni la asta, dar trebuie pentru noi, oamenii de rând, să mai arunce și câte o astfel de imagine a confruntării, vezi, Doamne, între cei doi giganți politici. Bun, un nou atac PSD la adresa ministrului Energiei a fost lansat astăzi de dimineață, după ce Virgil Popescu a făcut apel la instituțiile conduse de socialdemocrații în criza energetică. Astăzi, pe piața energiei lipsește marfa, nu se încheie contracte, să nu se mai mire ministrul Popescu că prețurile furnizorilor sunt mari, legile pieței libere sau liberalizată, spun că în lipsa ofertei prețurile cresc, încheierea rapidă a contractelor bilaterale la prețuri corecte este soluția care ar tempera creșterea prețurilor la energie prin recâștigarea încrederii furnizorilor, companiilor și clienților casnici. Deci la muncă, domnule Virgil Popescu a transmis purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, într-un mesaj publicat pe Facebook. Da. Mulțumim frumos. Da, suntem hrăniți din punct de vedere al suntem satisfăcuți de atâta zarvă politică și desigur spunem că și PSD și PNL lucrează din plin pentru noi. Uite cum se mai împung. Dar stimați telespectatori, este doar o iluzie optică. În realitate lucrurile sunt așezate, sunt aranjate și știm și ce se întâmplă, vedem ce se întâmplă în deplină tăcere și submisivitate a premierului. Domnul Ciolacu își face treaba, joacă tonțoroiu, sau spuneți-i cum vreți, pe inițiativele acestei coaliții de guvernare și când va veni momentul, tot Ciolacu va trage din priză ideea de coaliție și va spune, noi în realitate am făcut aproape tot timpul opoziție, stimați alegători, pentru că ne-ați văzut cum i-am criticat, ba pe Popescu, ba pe Ionescu, ba pe altul, deci noi n-am fost acolo cu adevărat. Sunt numere de iluzionism politic, cărora mulți dintre noi le cădem pradă fără niciun fel de reținere. Dar, stimați telespectatori, la următorul subiect aflăm, este o exclusivitate pe G4 Media, aflăm că guvernul a demarat discuțiile cu mari producători globali de software pentru a accelera digitalizarea ANAF. Potrivit unui memorandum discutat în secțiunea de acte secrete a executivului, ministrul finanțelor Căciu a confirmat pentru Economedia că e vorba despre un program care vizează digitalizarea accelerată, mai rapidă decât prevede PNRR, să mă ia amețeala de atâta accelerare, iar scopul e să construim sisteme în beneficiul contribuabililor, astfel încât aceștia să nu se mai lovească zilnic de ANAF. Potrivit informațiilor Economedia, bugetul total al sistemelor digitale ce trebuie construite este de 250 de milioane de euro. Ministrul Finanțelor a transmis către principalii furnizori de soluții IT cereri de prezentare a unor soluții deja verificate în alte state membre UE, iar planul guvernului este ca până în 2023 aceste sisteme să intre în funcțiune. Probabil că va fi în felul următor. Dacă aveți de depus o declarație online, puteți face asta doar la etajul 3, ghișeul din dreapta. Principalii furnizori de software cu care Ministerul Finanțelor a început discuțiile sunt Microsoft, Oracle, Amazon, Google și IBM. Ce sisteme vrea Ministerul Finanțelor să digitalizeze? Factura business to business și factura business to government, spațiul privat virtual, fișierul standard de control fiscal, sistemul electronic integrat ROE transport de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, globalizarea veniturilor, vama digitală, TVA. La acestea se adaugă alte trei sisteme ce vor fi utilizate la construcția bugetului general și urmărirea cheltuielor din bugetele instituțiilor publice potrivit informațiilor Economedia. Sigur că este un deziderat de după Revoluție, cred că a început acest deziderat al digitalizării sub orice formă a administrației în România. Doar că vedem digitalizarea asta se face sincopat, se face cu bani mulți și cu rezultate foarte anemice, se face cumva în dorul elii, cred că nimeni cu adevărat, exceptând cetățenii obișnuiți, nu vrea ca activitatea în statul român să fie digitalizată și în felul ăsta eficientă. Pentru că vă dați seama, dacă sunt acum 1.500.000 cu aproximație de angajați la stat, dacă se digitalizează administrația, ANAF printre altele, vă dați seama că
750.000, dacă nu cumva 800.000 sau chiar 1.000.000 din ăștia, nu o să mai aibă ce să facă, pentru că știm în ce constă activitatea de bază. Nu peste tot sunt și oameni care muncesc pe rupte, dar activitatea de bază este mutatul hârtiei de la un ghișeu la altul, în afară de jucat solitar intens. Probabil sunt și campionate, dar nu le avem de unde să știm. Bun, stimați telespectatori, revenind la Constanța, o veste care nu e neapărat bună, apropo de mari investitori. Heineken a anunțat că își va restrânge activitatea în Constanța și va închide fabrica cu aproximație în septembrie 2023. Este un comunicat al companiei. Suntem mândri de tradiția noastră în fabricarea berii din Constanța, însă fabrica a funcționat mult sub capacitate de câțiva ani. Este necesar să avem cea mai eficientă amprentă de producție pentru a asigura creșterea și investiții suplimentare pe termen lung. Heineken va transfera în timp elemente ale capacităților de producție și ambalare ale fabricii din Constanța către celelalte fabrici din Craiova, Miercurea, Ciuc și Ungheni. Heineken are un portofoliu de peste 300 de mărci de bere și cidru internaționale, regionale și locale. Așadar, din păcate, un investitor important pleacă din Constanța. Asta înseamnă mai puțini angajați, înseamnă, desigur, mai greu din punct de vedere economic. Noi în Constanța încă așteptăm mari investitori care au fost promiși în campaniile electorale. Poate că vor veni, cine știe. Până atunci vedem investitori plecând de aici. Dar, stimați telespectatori, dacă toți suntem la ce se mai întâmplă prin Constanța, hai să spunem mai precis pe litoral, hai să fim și mai specifici, pe malul mării, acolo unde se produce o nisipare acum la eforie, să știți că acolo cercetătorii, oamenii de știință, biologii, vor să salveze o specie de scoici. Cum s-ar putea face asta și de ce e nevoie să fie salvată? Vedem imediat în materialul ce urmează. Faceți cunoștință cu Donax, o scoică mică de 2-3 cm care trăiește pe fundul mării la adâncimi mici. Aceasta se hrănește cu plancton și cu ființe microscopice și curăță apele în care trăiește. Scoicile au prosperat cândva pe toate plajele din România, însă digurile și porturile le-au distrus mediul maritim și ea a ajuns în pragul dispariției. Supraviețuiesc doar în locuri în care condițiile hidrodinamice nu au fost modificate de-a lungul timpului, adică ele au avut un areal mai larg de răspândire, dar construirea de diguri, porturi și alte structuri hidrotehnice le-au afectat condițiile naturale, astfel încât astăzi se regăsesc numai la eforie. Ele sunt un indicator al calității apei din punct de vedere al biodiversității. Plaja din Eforie va fi extinsă cu 50 de hectare în cadrul unui proiect de protecție și reabilitare pe litoral. Constructorii urmează să aducă de pe fundul mării 4 milioane de metri cubi de nisip pe care îl vor depune în apele de lângă coastă, exact acolo unde supraviețuiesc ultimele scoici din specia Donax. Comisia Europeană ne impune salvarea speciilor aflate în pericol, iar biologii constanțeni au pus la punct un plan pentru micile scoici. Vor fi alocate într-o zonă provizorie până când se termină plajele de lărgit. Există niște pompe speciale cu care vor practic le vor absorbi de pe fundul mării cu substratul în care trăiesc. Ele vor fi relocate într-o altă celulă unde există astfel de scoici, dar unde nu se va face nisipare. Da, este unicat în România, nu s-a mai făcut niciodată o prelevare și readucere pe amplasament a unei specii de acest tip. Din ce cunoaștem, ar fi prima dată în România și este destul de rară și în Europa. Plaja din Eforie se va lărgi pe o distanță de 6-7 km. Lucrările au început în zona portului Bellona și se întind până la intrarea în localitatea Tuzla. Așadar, vom avea 100-120 de metri de plajă până la linia apei, iar în acest moment 60-70 de metri sunt deja gata. După ce toată plaja va fi lărgită, iar țărmul nu se va mai modifica, scoicile luate din mare vor fi depuse cu grijă în noul lor mediu marin. Va fi costisitor, dar biologii nu dau înapoi. Există niște costuri suplimentare asociate operațiunilor care sunt necesare, tocmai pentru a ne asigura că reușim să facem în siguranță această mutare a bivalvelor. Și nisipul nou este grunjos, adus tot din largul Mării Negre, dar autoritățile ne asigură că va deveni fin în cel mult 5 ani. Până atunci, scoicile Donax își vor face o nouă casă și vor prospera din nou la Eforie. Cam asta, stimați telespectatori, e bine că oamenii au astfel de preocupări și griji, e minunat și trebuie să se întâmple asta, trebuie să avem grijă și de aceste vietăți mărunte pe care alminteri nu le prea băgăm în seamă, dar norocul nostru că sunt, iată, oameni de știință, biologi interesați, care au în vedere așa discuție.
Mai departe, la final de emisiune, mai erau multe de discutat. Să spunem doar că până aici, guvernul se pregătește, se gândește la un program Rabla pentru becuri, adică dumneavoastră să duceți becurile cu filament de acasă, astea consumă mai mult, dacă mai aveți, bineînțeles, și în schimbul lor să primiți și, desigur, să mai și plătiți ceva, niște becuri economice. E o lumină mai chioară, dar nu mai consumă așa mult, consumă de multe ori mai puțin. Bun, între timp, România se află printre țările europene cu cele mai scurte perioade de predare față în față în pandemie, în condițiile în care predarea la distanță a exacerbat inegalitățile. Este un raport comparativ euridice care notează că în 2020-2021 școlile continentului au rămas în mare parte deschise. România se numără printre țările europene unde elevii au mers cel mai puțin la școală pentru predare față în față în pandemie. Același raport arată totodată că sistemul de predare la distanță, la care au apelat multe sisteme și care a fost folosit în mod consistent în România, a exacerbat inegalitățile între elevi. Cred că am spus asta în aproape fiecare emisiune în perioada pandemiei. Da, s-a creat o mare discrepanță între elevii care au acces la tehnologie, respectiv elevii din bula citadină și elevii care sunt mai la periferia orașelor și mai la sate, care fie n-au cu ce, fie n-au o infrastructură bună de internet și care au fost văduviți de educație în felul ăsta. Dar știm cum se petrec, cum se fac lucrurile în România cu toroipanul. S-a închis totul brusc, gata, s-a terminat, la revedere, ceau, dacă aveți telefon să vă conectați, bine, tabletă, dacă n-aveți, asta e, vă recuperăm noi cumva, nu se mai recuperează nimic. Analiza ia în considerare anul școlar 2020-2021 și realizează comparații între acțiunile luate la nivelul claselor a 4-a și a 8-a. Așadar, am reușit să fim campioni și aici, stimați telespectatori. Între timp, și asta e ultima știre, Rusia înăsprește pedepsele militare. Militarii care se predau de bunăvoie inamicului riscă 10 ani de închisoare. Se cam împute treaba pentru Putin. Noi sperăm să se întâmple repede asta și poate, cine știe, vom avea o iarnă și o perioadă liniștită după aceea. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru telefoane, pentru atenție. Vă dau întâlnire mâine seară aici la Dobrogea TV. Până atunci, rămâneți sănătoși, desigur, cu Dobrogea TV. Cele bune, seară frumoasă!